Bună seara! Sunt Andreea și Tudor și vă prezentăm retrospectiva săptămânală la știrile PUC Time. Începem cu știrile din Pucioasa. Luni a fost prima zi de școală atât în Pucioasa cât și în toată țara. Autoritățile din Pucioasa au deschis anul școlar la școală numărul 1 Mihai Viteazu, școală numărul 4 Elena Donici Cantacuzino și Colegiul Național Nicolae Titulescu. Toate aceste deschideri au fost filmate de către fotograful profesionist Mădălin Anca. Haideți să vedem câteva minute din video intitulat Zumzet de fericire. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mă simți că am venit într-o școală foarte primitoare, foarte călduroasă, unde nu numai că aveți ce învăța, dar veți învăța pe lângă carte și ce înseamnă o familie frumoasă, pentru că aici este o atmosferă extraordinară. Pentru noi, educația nu e doar un slogan. Pentru primăria Pucioasa, educația este o prioritate și să fiți siguri că parteneriatul dintre școala 4 și primărie va fi unul real, la fel cum a fost și până acum. Sunteți într-o școală foarte primitoare, într-o școală foarte veselă, foarte vie, unde cred că nu ne lipsește nimic astăzi pentru a avea un proces educațional extraordinar. În Maroc, bilanțul victimelor continuă să crească, peste 2800 de oameni au murit. 2500 sunt răniți, potrivit celui mai nou raport. Voluntarii și salvatorii marocani, sprijiniți de echipe trimise din străinătate, încearcă să găsească posibil supraviețuitori, chiar dacă șansele sunt aproape nule. Epicentrul este în munții Atlas, unde seismul a antrenat și alunecări de teren care au îngreunat accesul în satele izolate, unele distruse aproape complet. Până acum, Marocul a acceptat ajutor doar din 4 țări, Spania, Marea Britanie, Qatar și Emiratele Arabe Unite. A refuzat ofertele venite din Franța, SUA, Tunisia, Turcia și Taiwan. Cutremurul a atins magnitudinea 7, conform seismologilor marocani, 6,8, conform Serviciului Seismologic American.
Este cel mai puternic măsurat vreodată în Maroc. Duminică seara, Marocul a anunțat că a acceptat ofertele a 4 țări de a trimite echipe de căutare și salvare, Spania, Marea Britanie, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Aproape imediat după ce s-a aflat despre cutremurul de vineri din Maroc, țara a primit oferte de ajutor din întreaga lume, dar a fost selectivă în a le accepta. Ministerul de Interne a transmis duminică faptul că Marocul a răspuns în această fază specială la ofertele de sprijin din partea națiunilor prietene, Spania, Qatar, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite. Maroc a mai primit oferte de ajutor din SUA, Tunisia, Turcia și Taiwan. Decizia cu privire la ce oferte să accepte este condiționată însă de politicile de suveranitate și geopolitică. Între Franța și Maroc sunt relații tensionate, în contextul apropierii dintre președintele francez Emmanuel Macron de Algeria. Autoritățile franceze au comunicat că respingerea ajutorului oferit reprezintă o controversă deplasată. Suntem gata să ajutăm Marocul. Este o decizie suverană a Marocului și depinde de ei să decidă, a spus ministrul de externe Catherin Colon. Marocul a comunicat că nu vrea să ajungă la o situație haotică, cu zeci de țări și organizații care vin în ajutor. Lipsa de coordonare în astfel de cazuri ar fi contraproductivă, au spus autoritățile marocane. Directorul regional pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord pentru Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, IFRC, a fost reticent în a critica autoritățile marocane într-un moment atât de dificil, dar a susținut că inevitabil va fi necesar mai mult ajutor extern. România nu poate pierde 1,7 miliarde de euro din PNRR, dintr-o tranșă de plată de 2,4 miliarde euro. România nu își permite ca, din cauza pensiilor speciale, jalon clar în PNRR, întreg PNRR-ul să fie pus sub semnul întrebării. Acest jalon va fi închis. În PNRR nu vorbim numai de bani, vorbim de reforme, reforme necesare statului român. Marcel Ciolacu, premierul României, președinte PSD. Mai avem de îndeplinit un singur jalon pentru a depune cererea de plată numărul 3. Este vorba de jalonul care privește pensiile speciale. România nu poate pierde 1.700 de milioane dintr-o tranșă de plată de 2.400 de milioane. România nu își permite acest lucru din cauza unui jalon. Întreg PNRR-ul să fie pus sub semnul întrebării. În PNRR nu vorbim numai de bani, vorbim de reforme. Reforme necesare statului român. Un grup de tineri prieteni care intră în posesia unei mâini îmbălsămate descoperă că o pot folosi pentru a invoca spirite. Noua lor distracție ia însă o turnură sinistră când unul dintre tineri merge prea departe și descătușează, fără să vrea, forțe supranaturale înspăimântătoare. Have you seen the group chat? We're doing it again tonight. No, please. It's my mom's remembrance day. I just want to forget about it. I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Talk to me. What did the hand feel like? Felt amazing. I could see and feel everything on the other side. I told my mom she was trying to reach out.
I'm here. Still been saying stuff. You mean saying stuff? What if we opened the door, but we didn't shut it? Oh my God, they followed us. I like it. They're not gonna stop. Un cartier din Pucioasa a fost reabilitat cu trotuare noi, o parcare nouă și o ieșire nouă. Este vorba despre cartierul din spatele fostei poște din Pucioasa. Un reportaj Puc Time. În anul 1986, când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni, în spatele poștei, la Pucioasa, se ridică un cartier de locuințe. Pe aceste meleaguri a copilărit Nicolae Marius în noul cartier, până în primăvara anului 1989, când a trebuit să părăsească cartierul pentru armată. Transformarea dintr-un copil în adult s-a produs rapid, fiind răsplătit cu gradul de sergent. Și astfel a venit iarna anului 1989, când tânărul sergent a trebuit să apere televiziunea, libertatea noastră proaspătă câștigată prin vărsare de sânge, dar și viitoarea democrație. A murit pe 23 decembrie 1989 și nu a mai putut să-și vadă părinții și nici cartierul. De atunci au trecut ani până în anul acesta, când primăria a demarat un proiect de reabilitare a cartierului și a parcării acestuia. S-au făcut trotuare moderne dintr-un granit superior, s-a modificat ieșirea din parcare, s-a făcut un loc de joacă pentru copii și se așteaptă noi stâlpi de iluminat. Toți cetățenii acestui cartier sunt fericiți și bucuroși de cum arată parcarea, cartierul în general. Au fost atacuri rusești, azi noapte, în toate porturile ucrainene de pe Dunăre. Au fost auzite alarme aeriene și explozii în Reni, Izmail și Chilia. Pe de altă parte, Ucraina a atacat masiv, în timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagră a fost lovit cu rachete. Potrivit presei ruse, submarinul Rostov pe Don și nava Uminsku au fost avariate și au luat foc. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat că a fost lovită și o uzină în care se construiesc și se repară nave militare. 24 de oameni ar fi fost răniți. Antierul naval Sevastopol din peninsula Crimeea a luat foc și două nave au fost avariate după atacul cu rachete al ucrainenilor, a anunțat Ministerul Rus al Apărării, relatează Reuters. 7 rachete au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei și toate cele 3 embarcațiuni au fost distruse de o navă de 4 lare. A anunțat ministerul într-un comunicat pe aplicația de mesagerie Telegram. Ca urmare a faptului că au fost lovite de rachete de croazieră inamice, două nave aflate în reparații au fost avariate, a precizat ministerul. Potrivit presei ruse, submarinul Rostov pe Don și nava Minsk au fost avariate în urma atacului asupra Sevastopolului, luând foc. Din primele informații, 2 persoane au murit și 26 au fost rănite în urma atacului cu rachete asupra șantierului din Sevastopol, scrie Nexta. Toți morții și răniții erau angajați ai șantierului, relatează presa rusă. Rusia a desfășurat în Ucraina o parte dintr-o nouă armată, mult mai devreme decât era planificat, probabil din cauza supraextinderii forțelor, în contextul contraofensivei ucrainene pe 3 fronturi, a apreciat miercuri Ministerul Britanic al Apărării, conform DIPA. Probabil unitățile au fost aruncate în acțiune anticipat, parțial din cauza că Rusia continuă să aibă probleme cu o forță supraextinsă de-a lungul frontului, iar Ucraina își continuă contraofensiva pe 3 direcții diferite, arată informarea actualizată zilnic de Londra în rețeaua X, fosta Twitter.
În reclamele pentru recrutare în armata a 25-a, Rusia afirmase că aceasta nu va fi desfășurată în Ucraina până în decembrie, scrie Agerpres. Ministerul Apărării Regatului Unit a adăugat că există și posibilitatea realistă ca o parte din noua armată rusă să fie utilizată pentru regenerarea unei forțe de rezervă neangajate în teatru, pentru a oferi comandanților mai multă flexibilitate operațională. Rusia susține că informațiile despre evoluția conflictului publicate de britanici sunt de fapt minciuni. Au fost atacuri rusești, azi noapte, în toate porturile ucrainene de pe Dunăre. Sunt informații că au fost auzite alarme aeriene și explozii în Reni, Izmail și Chilia. Potrivit canalelor ucrainene de Telegram, la Reni a fost vizată infrastructura portuară. Exploziile ar fi provocat distrugeri și în gospodăriile localnicilor. 6 oameni au fost răniți, spune guvernatorul ucrainean. Atacuri au fost și spre est, în raionul Cetatea Albă, nu departe de granița cu Republica Moldova. Peste noapte, guvernatorul regiunii Odessa, de care țin și porturile dunărene, a avertizat în câteva rânduri locuitorii să intre de urgență în adăposturi și să nu filmeze, ca să nu le dezvăluie rușilor unde sunt bateriile de apărare antiaeriană. Ucrainenii din zonă au stat în alertă toată noaptea. Au fost anunțați că vin dronele la miezul nopții. Abia în jurul orei 5 s-a ridicat alarma. Sirenele s-au auzit și pe malul românesc al fluviului. Selahsu, artistă din Belgia, se reîntoarce la București. Selahsu, Hoverphonic și Naz cântă pe 22 septembrie la arenele române din București, alternând electro-soul-ul, trip-hop-ul și beaturi house. Selahsu și-a regăsit treptat identitatea muzicală încă de la al doilea material de studio, Reson. Cel mai recent album, Person, oferit fanilor în primăvara anului 2022, confirmă evoluția muzicală a artistei oferind și colaborări cu Top, Damso și Mick Jenkins. Două din 10 petreceri în Pucioasa se consumă droguri ușoare, iar în toate se consumă cantități mari de alcool. Un reportaj Puc Time. Drogurile și consumul de droguri în rândul tinerilor a devenit deja o realitate îngrijorătoare, reliefată atât de tragediile din ultima perioadă, cât și de controlele polițiștilor în trafic sau pe stradă. Odată cu terminarea verii și cu începerea noului an școlar, mulți elevi dependenți de stupefiante nu își mai pot satisface viciile la festivaluri și petreceri, așa că merg la cursuri sub influența substanțelor interzise. Cu campanii, priante și teste antidrog, așa vor autoritățile să combată consumul de droguri în rândul elevilor. În loc să depisteze dealerii și rețelele de traficanți, oficialii vor să prindă elevii consumatori. Potrivit ultimelor statistici, 10% dintre școlari au folosit cel puțin o dată substanțe interzise. Un profesor australian care și-a ucis soția pentru a putea începe o nouă viață cu un student adolescent a fost condamnat la un an suplimentar de închisoare pentru o crimă comisă când fata avea 16 ani. Chris Dasson, în vârstă de 75 de ani, stătea cu capul în mâini în timp ce aștepta sentința vineri dintr-o cameră din complexul corecțional Long Bay, la sud de Sydney, unde îi spășește deja o pedeapsă de 24 de ani pentru uciderea soției sale, Lynette. În Pucioasa ascultăm muzică bună de la postul de radio cu același nume, Radio Pucioasa. Dacă vreți să ascultați postul de radio din Pucioasa, intrați pe www.radiopucioasa.ro. Acolo puteți să puneți întrebări, să dați sugestii, să ascultați muzica preferată. E
Emiratele Arabe Unite au dejucat tentativa de a introduce clandestin 13 tone de captagon de amfetamină care provoacă dependență în valoare de peste 1 miliard de dolari ascuns într-un transport de uși și panouri decorative pentru clădiri, a declarat joi Ministerul de Interne al țării într-un comunicat. Poliția din Dubai a declarat că a arestat 6 persoane care făceau parte dintr-un cartel criminal internațional, în ceea ce a spus că este una dintre cele mai mari operațiuni de contrabandă cu tablete captagon din lume. Elena Lascon deschide lista USR pentru alegerile europarlamentare. Elena a reușit să schimbe fața Câmpul Lungului în doar 3 ani de mandat. A început proiecte de peste 400 de milioane de lei. Asta înseamnă bugetul orașului pe 40 de ani. 40 de ani în 3 ani de mandat. Elena ne va reprezenta cu cinste în Parlamentul European. România are nevoie de viziunea, energia și de profesionalismul ei. În deschiderea listei USR pentru alegerile europene mai sunt Dan Barna, vicepreședinte al de Europa, fost vicepremier, cu o contribuție esențială la conceperea PNRR. Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății, un neobosit luptător pentru drepturile pacienților. Vlad Botoș, unul dintre cei mai influenți și activi europarlamentari români. Cătălin Drulă, președintele USR. USR va trimite la Bruxelles oameni cu experiență în administrație, fonduri europene, politică externă și negociere. Iar polul de dreapta din jurul USR va propune o listă comună de candidați care să îi reprezinte cu cinste. Teatru Tony Bulandra din Târgoviște prezintă piesă de teatru Lolo și Bobo cu Camelia Varga și Cristian Olaru. Sâmbătă la ora 10. Un spectacol de Loredana Grigoriu. Radu Pietreanu vine în Târgoviște sâmbătă la ora 19 la Dâmbovița Mall. Vineri echipa noastră a câștigat un punct în deplasarea la CS Dinamo București, meci cotând pentru campionatul Ligii a treia serie a patra. Toate golurile s-au marcat la pauză cu 1-0. Meciul s-a terminat.